Începe Republica azi, când cu vântul, când cu pistolul. Cum e mă vorba aia? Cum e turcul și pistolul, nu? Doamne, ferească-se Dumnezeu dacă s-a mai pomenit pe fața lui Pământ să ne bătem practic joc de niște instituții. În continuare, să zic că mi-aranjam că îmi căzuse cocu. În continuare, aceeași voce de... pentru care îmi cer scuze, dar na. Știți cum e? Trebuie să fim pe metereză. Unde sunt meterezele, acolo suntem și noi. Ați văzut cuvânticelul că a dat grămadă copăceii din mai multe zone ale județului, nu este așa. Cod portocaliu dă vânt. Și niște acoperișuri au fost smulse de către o rafală de vânt care au suflat cu putere în mod special în zona montană. Pe la Azuga, pe la Bușteni, pe colo și pe dincolo. Dar despre asta discutăm puțin mai încolo. Autoritățile au avertizat oamenii să se ferească, nu, acum ferească Dumnezeu, chiar să se ferească, pentru că nu-i de glumă, nu știi când îți sare pe după un acoperiș vreo bucată de tablă, ferească Dumnezeu, sau s-au mai întâmplat alte lucruri, nu vorbim de astea. Puh! Ducă-să! De întoarcem la treaba cu pistolul pe care am menționat-o la începutul deosebitei și nemaipomenitei producții pe care o prezint. Evident, eu nu mai erau chestii de spus în plus. Panică la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Iată chistuletul ăsta. Deci chistuletul ăsta, ia uitați, vi-l frumos, așa, vi-l arăt în detaliu. Care poate da fiorece pe spinarea oamenilor care îl văd. Dar de fapt, stați că vă arăt mai încolo. Nu știu, ori fi imaginile astea cu uă, cu huă, cu de-astea, cu să facă. Sunt niște imagini, dar nu știu dacă le dăm că poate... Da. Deci un tânăr de 19 ani a venit cu un chistulet la Spitalul de Pediatrie din Ploiești, i l-a arătat agentului de pază, după care, înțeleg din surse apropiate anchetei, a ajuns într-un salon unde a amenințat mămicilii sau tăticilii care erau pe acolo cu copiii, că la pediatrie sunt copii și evident, sunt însoțiți de aparținători. Incident la Spitalul de Pediatrie, panică generată de o brichetă în formă de pistol. Că de fapt asta era frățiuer. Deci pistolul nu era pistol, era brichetă în formă de pistol. S-a întâmplat luni noapte seară, la ora 22. Să fie glumă de 1 aprilie? Așa glumă? Na, ce ne-am mai râs... cu tot respectul, dar cel vinovat, dacă cu permisiunea lui să primească un mesaj, nu ai haz, că nu ai cum așa. Bun, zici, panică generată de o buchetă în formă de pistol, seară tensionată la Spitalul de Pediatrie din oraș. Managerul unității, doctorul Anca Miu, a anunțat în mediul online despre un incident grav petrecut. Nu înțeleg ce îmi spui. Stați când spuneți... Spune că mi se vede șervețelul de pe... Ce, domne, că sunt răcit, sunt suflet sucul. Bun, continuăm. S-a retensionat la Spitalul de Pediatrie din oraș. Managerul unității, doctorul Anca Miu, a anunțat în mediul online despre un incident grav petrecut în urmă cu mai multe ore într-o postare pe o rețea de socializare. Aceasta a relatat că doi infractori au intrat în secția de pediatrie cu un pistol, subliniind de dificultățile întâmpinate de unitatea medicală în fața recalcitranților. Cu toate acestea, adevărul s-a dovedit a fi departe de ceea ce a fost inițial prezentat. Potrivit unor surse, pistolul menționat în postare nu era decât o brichetă cu o formă care amintea de un pistol. Băi, teroarea asta. Nu. Deci, să reluăm. Deci, zice, potrivit unor surse, pistolul menționat în postare nu era decât o brichetă cu o formă care amintea de un pistol. Iertați-mă, e de la răceală, probabil. Menționând
menționat în postare așa, fără a reprezenta vreun pericol real. Mai mult decât atât, o înregistrare video în spațiul public a dezvăluit că o persoană a clarificat că nu era vorba despre un pistol real, ci despre o brichetă. În plus, individul implicat în incident, care a fost denumit recalcitrant, mă scuzați, părea a fi nemulțumit despre modul în care erau gestionate lucrurile în unitatea medicală, mai degrabă decât un infractor periculos. Desigur, astfel de nemulțumiri sunt de înțeles, având în vedere situația delicată în care se află multe spitale și personalul medical. Da, într-adevăr, au fost diverse situații în care, mă rog, au venit și au amenințat efectiv. Hai să vedem, punem și noi cu sunet. Sperăm să nu dea cu ouă, dați-mi și mie să aud. Atmosferă. Doamne ferește, și colegii de la Republica News vin cu abzeițul. Tânărul care a provocat panică cu o brichetă în formă de armă are 19 ani. Zice incident tensionat care a avut loc aseară, adică recte luni, în fața spitalului de pediatrie din Ploiești. Polițiștii de la secția de poliție numărul 4 Ploiești au fost alertați cu privire la un conflict. Doamne, deci cu exprimările astea polițienești, să mă ferească Dumnezeu și Maicuța Domnului de împreună cu el, că zici că vorbim în ciuciungheză, în limba... Nu, așa. Mă scuzați, probabil e de la efectul antitermicelor. Da. Deci, practic, hai să vorbim normal. Un bărbat de 19 ani a avut un pistol care în formă de brichetă. De ce, Doamne, iartă-mă, ori avea polițiștii limbajul ăsta de lemn așa? Îmi sunt dragi mulți dintre cei de acolo, din departamentul de relații cu presa, cu publicul, cu mass media, cu ce vreți voi. Mă, dar terminați-vă, mă, cu privire la un conflict dintr-un... Da, bun. După sosirea polițiștilor la fața locului, citesc de aici, s-a constatat că un tânăr în vârstă de 19 ani ar fi intrat în incinta unității medicale, arătându-i agentului de pază un obiect pe care îl purta la curea, simulând o armă. Tânărul a predat obiectul în cauza, iar polițiștii au confirmat că era vorba despre o jucărie, nu despre o armă reală. Ulterior, presupusul agresor a plecat de la fața locului. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a lua măsurile legale adecvate. Ce ziceți de ideea mea? Bun, mergem mai... Ați înțeles. Deci a venit cu un... mamă, dar am primit la mesaje. Păi, dar care mai aveți, mă? Avem, mă, foarte multe damage-uri în oraș. Odată cu vântul și cu codul protocoliu care se petrece. Bun. Mergem mai departe. Am zis cu pistolul, am zis cu pistolul. Un alt material deosebit pe care vreau să vi-l citesc. 46 de stații noi de așteptare în Ploiești. Deci mi-a plăcut treaba asta. Ia uite, uite stații de așteptare. Oamenii așteaptă frumos, nu să grăbesc. Ploiești se pregătește să ofere o experiență mai... Nu. Dați cariu cu mine. Cariu cu mine, toate camerele pe mine. Ploiești se pregătește să oferă o experiență mai confortabilă și mai sigură călătorilor săi odată cu implementarea 46 de stații noi de așteptare pentru transportul public.
Aceste stații sunt proiectate pentru a asigura un nivel înalt de confort și protecție împotriva condițiilor atmosferice nefavorabile, precum și pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități. Mergem în mâini pe acolo după aia. Cele 46 de stații includ 7 de dimensiuni mari, cu o lungime de 500 de centimetri. Doamne, cu ce am greșit, Doamne, pe lumea asta? Ce am făcut de trebuie să citesc? Cu 500 de centimetri. Dar de ce trebuie să ne spuneți în centimetri? Zici că măsurăm alte lucruri. A? Păi da, asta zic, adică cu o lungime de 500 de centimetri și 39 de dimensiuni medii, cu o lungime de 350 de centimetri. Cum sunt astea? Cum e stația asta de jumătate de metru? Eu pentru că sunt un pic cu boala pe mine, ferească Dumnezeu, cu guturaiu, nu funcționează bine creierașul sau cu o lungime de 500 de centimetri, adică jumătate de metru. Astea sunt dimensiunile mari? Ziceți, mă. A? Nu, o să discutăm într-o altă emisiune, pentru că e de discutat mult. Până una alta trecem. Deci reluăm acest subiect, pentru că este de un real interes. Trebuie să analizăm foarte mult, să aducem cu centimetru după noi. Bun, stați un pic că vreau să vă citesc ceva, dacă mai și găsesc. Da, bun, să păstrăm memoria istorică. Boris Volosatâi, îmi doresc să dăm acest material, deputat pentru diaspora, despre evenimentele marcante peste care se trece. Și o să vedeți despre ce este vorba. Boris Volosatâi, deputat pentru diaspora, a vorbit pentru Trustul Republica despre necesitatea ca românii să nu uite evenimentele marcante care fac parte din istoria noastră. Acesta spune că în Parlamentul României luni nu a fost menționat un eveniment grav care a marcat parcursul nostru și face referire la masacrul de la Fântâna Albă, care a avut loc pe 1 aprilie 1941 în Bucovina de Nord, unde între 2000 și până la 4000 de români au fost uciși de către trupele sovietice compuse în mare parte din grăniceri de etnie ucraineană, când încercau să treacă granița în Republica Sovietică Socialistă Ucraineană în România, deci de acolo către noi. Bun, avem materialul și îl vedem și noi chiar acum și foarte, 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 foarte rapid ne și luăm la revedere după acest material. Vă mulțumesc pentru oportunitate și pentru întrebare, deoarece în aceste zile am marcat 106 ani de la unirea Basarabiei cu România, când la 27 martie 1918, Sfatul Țării, Parlamentul de la Chișinău, votează unirea cu țara mamă România. Și al doilea eveniment care îl trăim chiar astăzi, un eveniment destul de tragic în istoria neamului nostru, 83 de ani în urmă, 3000 de români din Fântâna Albă, din Bucovina, au încercat în ziua de Paști să treacă hotarul nedrept, făcut de ruși, și să se unească cu frații săi din România. Grănicerii sovietici au masacrat circa 3000 de cetățeni români care au vrut nu mai mult decât să recapete libertatea, libertatea de acasă. Din dragostea de patrie au făcut același. Au făcut-o din dragostea de patrie, din dorința de a reveni la matcă, din dorința de a redobândi libertatea care au pierdut-o în rezultatul ocupației sovietice. Cum a marcat acest eveniment, domnule Usatăi, istoria până la urmă și puterea de a continua de fiecare dată în ciuda atâtor vitregii? Vedem și acum ce se întâmplă în lume, că lucrurile nu stau deloc pe un făgaș normal. Să știți, am un grad mare de tristețe. În ziua de 27 martie, anul acesta, în Parlamentul României n-a vorbit nimeni despre acest eveniment. De ce?
Acest lucru nu îl pot spune eu, sunt parte a unui partid de opoziție, m-am înscris la luare de cuvânt, nu mi s-a oferit acest cuvânt, credeam că o să ia cuvânt cineva de la putere și din nou nu s-a întâmplat. Este foarte regretabil. De ce vă spun? Cu stupoare vă mai spun că am un deja vu. Eu am învățat după manualele sovietice, învățând la Chișinău, în timpul ocupației sovietice, în școală sovietică, în care nu se vorbea nimic despre patrie, despre România. Nu exista nici numele de România în manualele noastre, pentru că românii și România erau prezentați drept dușmanii noștri, dar nu frați. Dacă citim scrisoarea lui Grigore Vieru, ne dăm seama că anume așa am fost mințiți în perioada sovietică referitor la partea dreaptă a râului Prut, unde trăiesc frații noștri români din țară. Astăzi, când sunt partea Comisiei pentru Învățământ în Parlamentul României și răsfoiesc manualul de istorie a României, de istorie în România, vă pot mărturisi că despre evenimentul din 27 martie 1918 nu se vorbește decât o singură frază. În 1918, la 27 martie, Basarabia s-a unit cu România. Atât. În clasa 12 nu avem niciun rând despre acest eveniment. Eu, profesor de istorie în Basarabia, am reușit să mențin prin greve neîntrerupte de 6 luni de zile, am stat în piața din Chișinău pentru a păstra istoria românilor în școala din Basarabia și am reușit să o facem. Astăzi, elevii din Basarabia în clasa 12 au examen la istoria românilor, iar elevii noștri din țară nu au examen la istoria românilor, nu cunosc istoria românilor și mi se pare că în manualele noastre din țară astăzi au dispărut acele momente importante ale istoriei noastre, de parcă cineva ne-a ocupat, așa cum a fost ocupată Basarabia de Imperiul Sovietic. Domnule Usatăi, având în vedere aceste două evenimente, unul fericit și unul extrem de tragic, putem oare de-a lungul vremii să le văduvim generațiilor viitoare partea aceasta a istoriei și cum s-a întâmplat astăzi, nu s-a vorbit despre evenimentul tragic din 1 aprilie? Putem băga sub preș istoria? Cei care vor să ne conducă, cei care vor să ne dirigeze, vor să ne lipsească de memorie. Lucru care este posibil în cazul în care toată societatea, școala, biserica va accepta această poziție a celor care ne guvernează și care au un interes nu viitorul acestei nații, dar prezentul și confortul zilei de astăzi. Ce credeți că ar trebui să înțeleagă, de exemplu, tinerii, pentru că ei vor fi cei care peste ani, probabil, vor fi victimele acestor lipsiri de memorii, ca să-i spunem cumva metaforic, având în vedere că, iată, se trunchează anumite date importante care au legătură cu noi până la urmă? Rămâne să sperăm că lucrurile se pot schimba și noi vom reuși să revenim la valorile noastre reale, eterne și vom scăpa de această presiune de impunere a valorilor efemere. Cam cum putem să facem asta? Ce avem la îndemână în momentul? La îndemână avem. Avem caracterul și memoria generațiilor care astăzi încă mai trăiesc în țară, în România. Avem caracterul nației noastre care este destul de puternică în ceea ce ar privi păstrarea memoriei seculare, pentru că avem o istorie milenară de 2000 de ani, noi nu suntem veniți aici de nicăieri, aici ne-am născut
Și mai avem un lucru important, credința, care ar trebui păstrată și ca ultimul redut, ca ultima cetate al ființei noastre românești, de unde ar putea izvorâ în continuare adevărul despre trecutul nostru, prezentul nostru, care este foarte important pentru viitorul nostru. Deoarece o nație care nu-și cunoaște trecutul nu poate aprecia prezentul și nici de cum nu poate cunoaște în care parte să meargă în continuare. Iar noi suntem o națiune, suntem un popor, nu o populație, și acest lucru îl putem face prin păstrarea acestor date în inimile noastre, în familiile noastre și așa cum o faceți dumneavoastră. În emisiuni nu doar din cele distractive și show-uri, care sunt foarte importante, dar și emisiuni de cunoaștere. Cunoaștere de sine, cunoaștere de Dumnezeu, cunoaștere și apropiere de mântuirea noastră, care poate fi numai prin credință și memorie a înaintașilor noștri. Bun, așadar, Boris Volosatâi, deputat pentru diaspora, despre aceste probleme, vorbește în mod special despre faptul că trebuie în mod special să ne raportăm cu maximă atenție asupra unor momente marcante din viața noastră. Continuăm așadar și revenim la subiectul cu stațiile. Deci, revenim la subiectul cu stațiile. Nu putem fără. Zice, cele 46 de stații, iertați-mă, includ 7 de dimensiuni mari, cu o lungime de 500 de centimetri și 39 de dimensiuni medii, o lungime de 39 de dimensiuni medii, o lungime de 350 de centimetri. Mă, nu vă supărați. Cum sunt stațiile astea? Dacă eu sunt dobitoc, ajutați-mă. Deci, Laura Calciu este în platou, este în regie. Rugați-o să fie un pic atentă, stați că vorbesc cu colega mea de la știri. Deci, vorbim despre stații, Laura, noi aici la emisiune, despre 46 de stații care includ 7 de dimensiuni mari, cu o lungime de 500 de centimetri. Adică... Dar spune-mi un pic, cum arată astea? De 500 de centimetri și 39 de dimensiuni, adică jumătate de metru astea de 500 de centimetri, nu? Și ce așa, wow, a? Eu în cap. Dar ce face Neluțu, de exemplu, dacă vrea să stea în stație? Nu-l... Dar n-am înțeles, o lungime de 500 de centimetri, atât de lungi sunt astea, nu? Adică lungimea așa, nu? Păi ce stații de aștepta? Păi, și ce ai zis tu că sunt, că n-am înțeles? Lățimea. Cred că lățimea. Că lățimea, pe lățime o mai înțeleg. Dar pe lungime nu. Cu tot respectul. Adică... Serios. Bun. Ați înțeles. Deosebite stațiile astea, aproape că nici nu încăpem întrânsele. Bun. Mergem mai departe. Și zice, fiecare stație va fi prevăzută cu adăposturi pentru călători. Mă, practic asta e bucata de țiment care se toarnă, că băi, așați-mă un pic, că nu mă funcționez bine. Mă, asta spune, bănuiesc că e descrierea lor, nu? Bun. Echipate cu bănci de odihnă. Și băncuțele cât au un centimetru. Păi, dacă e, deci, sunt cu o lungime, bine, hai să zicem că sunt lățime. Și lungimea care? Eu trebuie să o știu. Lungimea importantă, oameni buni, într-o situație anume. De exemplu, aici la stații. Nu știu. Bun. Asigurând confortul călătorilor, indiferent de condițiile meteorologice.
Bun. De asemenea, structura rezistentă va fi fabricată din materiale durabile rezistente la coroziune și antivandalism. Apoi da, ce să-ți mai vine să te iei de stățivul ca asta mică, că practic nici n-a pus să dai cu mâna lea că ești pe partea altă, adică, na. Deci, mă, eu mă uit și încerc să înțeleg un pic. 46 de stații includ 7 de dimensiuni mari, deci asta cu 500 de centimetri care pe mine efectiv mă bulversează, și alte 39 de dimensiuni medii cu o lungime de 350 de km. Vă spuneam așadar că fiecare stație va fi prevăzută cu adăposturi pentru călători, echipate cu bănci de odihnă, băncuțe. Adică intri așa, știi? Și te așezi cu mințele într-o parte. Bine, acum dacă sunteți vânjos / vânjoasă, vedeți cât sunt pe acolo și care cum vă înțelege să stați în interior. Sper că vor veni cu alte modificăciuni în sensul acesta. Ia, pentru a asigura iluminatul corespunzător, măcar să vezi cine e înăuntru, că după aia să-ți dai seama că n-ai cum să intri, fiecare stație va fi dotată cu 3 corpuri de iluminat LED cu o putere de 30W fiecare. Acest lucru va îmbunătăți siguranța și vizibilitatea în timpul orelor de întuneric, oferind călătorilor un mediu mai sigur. Bun. Contractul pentru realizarea acestor stații de așteptare este în valoare de 687.876.000 de lei, la care se adaugă TVA. De stații, zic, ca nu se înțelege altceva. Da, drăguț. Repede, mergem mai departe. Apropo de acest cod deosebit de vânt, cetățenii sfătuiți să stea la adăpost din cauza vântului puternic. Uitați aici o poză care este realizată la Azuga, acolo unde au căzut mai mulți pomi. Informarea fenomene meteo 2-4 2024, ora 11, de atunci a început nebunia, haosul. În contextul manifestării fenomenelor meteorologice prognozate pentru județul nostru, mai exact codul portocaliu de vânt puternic, sunt în desfășurare mai multe intervenții și au tot fost pe parcursul întregii zile. Cabluri electrice căzute sau copaci ori elemente metalice din acoperișuri. Vorbim despre Azuga, Buștem pe DN1 la paralela 45, Berceni, municipiul Ploiești. Se intervine cu 4 autospeciale de stingere, mă rog, o autospecială pentru descarcerare și o autospecială de primă intervenție și comandă. Mă rog, au atras pompierii atenția cetățenilor că trebuie să sisteze activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime corect și să închide ferestrele locuinței și altor categorii de construcții ca să nu vie vântul și, pe bune, chiar nu trebuie să facem rabat de la aceste măsuri. Bun, cam asta despre cuvânticelul, oricum a fost puternic, dacă mă refer la situația cu vântul și mai multe evenimente de acest fel. Bun, cam atât. Am zis și asta. Bun. Apoi, pe cale de consecință, mare atenție că dacă mai bate vântul trebuie să ne ferim și e for real, fără să facem mișto, că nu încape niciun fel de glumă în situația aceasta. Vorbim despre un cod galben și portocaliu de vânt în România, care se va duce la un moment dat, dar uite, portocaliu, județul Prahova, aproape mai bine de jumătate sub cod portocaliu. Mare atenție! Vă doresc, pa!